Bine m-a regăsit, prieteni. M-am gândit. Ce bine îmi pare că asta nu trebuie să vorbesc despre politică, ci că am văzut eu într-o Biblie de asta, care circulă așa ca un samizdat, ca un manuscris de la periculos, cum că, bă, dacă vin sărbătorile, e păcat. Da? 11-a poruncă. Nu vorbi despre politică la sărbători. Și așa de bine este sperin uneori pe dinăuntru. Eu chiar mi-am săturat de tot felul de șmecherași de ăștia care, cum să zic, au așa o calitate extraordinară, tristă calitate, ăsta e un oximoron, dar merge în România. Bă, în 90 îmi spunea cineva, șef de promoție, băi, ne rugau partidele să intrăm acolo, noi aveam alte gânduri, eu am profesie, eu eram inginer, eu eram filolog, eu eram nu știu ce, am terminat în facultate, eu vreau să fac o afacere, eu vreau să rămân în universitate, eu vreau să mă duc profesor, da? Și ne tot rugau. Bă, și n-am vrut, că băi, nu ne pierdem vremea cu partidele. Bă, și după aia, cu lacrimi în ochi, zice omul, bă, și mi-am dat seama în 10 ani, în 15 ani, că repetenții ăia de acolo, din anul nostru, da, ăia care abia treceau anul ăla universitar, bă, toți erau cu insignă de aia de România, de forma României, cu tricolorul, și toți erau în politică și mi-am dat seama cât de mult am greșit. Și atunci am zis în felul următor, mă, nu vorbim despre politică. Mai bine vorbim despre cum să investești inteligent. Unde să investești? Sigur că poți cumpăra aur, terenuri, case, mașini, mai rar. Dacă alea nu înseamnă investiție. Numai dacă așa, cumperi cum cumpără țirea. Câte o mașină de 2 milioane de euro și după 10 ani 15 milioane. Dacă nu uită prin garaj pe acolo, pe la München. Da. Investește în mintea ta. Și atunci azi să vorbim noi despre chestia asta. Oare cum ar fi să investim chiar în mintea noastră și în același timp și să fim așa, să ne placă. Și acum o să fac o reclamă. Dragă CNA-ului, fii cu ochii pe mine. La cărți. Scoase de Radio România. Actualități. De posturile de radio. Știi? Unde era Paul Grigoriu pe vremuri, cu vocea specială de dimineață, când îți dădea un boost așa de trezire și îți plăcea. Cartea vorbită. Adică oamenii ăștia de la radio, da? Eu două am luat de la târgul de carte, ia uite aici. Da? Au făcut cărți vorbite. Pentru că au înregistrări cu oameni mari. Da? Emil Brumaru, Nichita Stănescu. Tu îți dai seama să avem noi acum niște discuri cu vocea lui Caragiale, cu vocea lui Eminescu, lui Costache Negruți, Alexandrii. Oameni de ăștia, cum să zic, despre care citești numai manuale, vezi câte o statuie pe stradă sau nume de bulevard. Sau o școală. Da? E bine, fiecare carte are câte două discuri. Cu vocea lui Nichita Stănescu, extrem de special Nichita Stănescu, un bâlbâit de geniu, da? El nu putea să vorbe, putea să scrie. Mintea lui era fluidă, scria. Mintea lui scria. Când vorbea, vorbea un pic împiedicat, așa. Ca și cum ar lăsa cuvintele foarte greu să iasă din gură pentru că el le așternea mai mult pe hârtie. Sigur că da, propus la Premiul Nobel, n-a reușit. Dar nici măcar nu contează să iei Premiul Nobel, contează să fii propus acolo. Adică a intrat deja lumea rarefiată, extraordinară. Și fac o paranteză, cei care încă mai au tot felul de grimase. Vai, dragă, iar la Noa Cărtărescu Premiul Nobel. Băieți, încercați măcar să citiți 3 pagini de Cărtărescu. Și după aia mai vorbiți despre oarecum o fi, de ce nu lua Premiul Nobel, etc. Dincoace, Emil Brumaru, un porcos genial. Adică omul ăsta și-a trăit boema până la adânci bătrânețe. E ceva altceva. Nu pot să citesc pentru că aș fi... Mie mi-ar plăcea să citesc chestia asta la televizor, dar întotdeauna sunt unii care au impresia că este o porcoșenie terestră. Nu, băieți, porcoșenia poate fi genială. Eminescu a avut niște poeme porno-senzaționale. Adică se vedea talentul. Uite, citesc totuși o chestie, cântec naiv. Iubita mea nu e ușa de biserică, ea are coapse șui și țâța sferică. Și se dezbracă de cum se întunerică într-o căpșună din peninsula iberică. Acolo mă așteaptă și mă judecă în timp ce piei de piersică adulmecă. Sunt goală între mirezme și impudică, părul curcându-i către emisfera sudică. Adică, bă, Emil Brumaru este altceva. Este ceea ce lipsea din poezia românească. La fel
cum e Nichita Stănescu. Înțelegi? Adică puteți investi în chestiile astea fără să vă gândiți la bani. Da? Și ce face Radio România este o chestie senzațională. Adică, în sfârșit, radio-ul ăla la care te aștepți cumva să ai știrile dictate de partid, la care te aștepți să fie toți ăia șefii unși de partid, de stânga, dreapta, nu contează, face chestie, o chestie radio-ul ăsta și ar trebui să facă cu toți. Dacă te duci la Lancrăm, la casa Lucian Blaga, incredibil au făcut-o cei de la Sebeș, a investit acolo în centru cultural de excepție și sunt oameni care înțeleg într-adevăr cultura, bă, ai impresia, știi că nu poți merge așa ca un turist. Da, mă duc, asta e casa lui Blaga, aici aveți nu știu ce aici. Nu e așa. Te duci și cu... Parcă ai intrat într-o casa cuiva. Dar care e casa cuiva? Pentru că parcă aștept să vină Lucian Blaga și nu, trebuie să-i zici bună ziua, am venit în vizită. Adică atât e de prezent acolo tot. Și la difuzor, vocea lui Blaga, tot așa de la radio. Asta trebuie luate, tată. Că dacă se pierde astea, se pierde cam tot ce n-am câștigat noi în istorie. Că nu prea le avem noi. Am făcut statui repede cu Mihai Viteazu, l-am făcut pe Ștefan cel Mare Sfânt, că l-avea ungurii Istvan, Sfânt Istvan, noi de ce să n-avem Sfântul Ștefan, știi? Adică am dat-o așa pe ocolite, cum că și noi suntem la masa bogaților. Cu astea ajungem la masa bogaților, băieți. Cu statuile lui nu știu care, cu mitologia aia tâmpită pe care o tot promovăm, n-ajungem absolut nicăieri. Înțelegi? Și am zis, bă, despre asta trebuie vorbit. Pentru că există în cultura asta contemporană, da? Lucruri senzaționale. Numai că atunci când le explici copiilor, și aici trebuie să ia cumva ăia din ministere să înțeleagă că totuși ministerul e despre școală, nu e despre partidul care te-a numit acolo, da? Să încurajeze discuțiile astea casnice despre scriitori. Ion Creangă. Ion Creangă, bine, e povestea Uli care Uli, da, păsările, nu e așa, dar nu pot să zic că mă amendează, da? Povestea poveștilor o găsiți. Bun, dincolo de asta. Și acolo se vede talentul ăla strașnic, de moldovean, de ăla țapăn, care știe să bea o stacană de vin și cât o fie el de popă, mai trage o tură și pe la mărcuțele din mănăstire. Și atunci poți să-i povestești despre Ion Creangă tot felul de chestii faine, ca să-l atragi pe copil să înțeleagă că nu-i numai o statuie sau un subiect de extemporal. Scrie, băi, acolo despre amintiri de copilărie, 4 boule. Ieși. Nu e așa. Despre Ion Creangă se pot face niște povești senzaționale. Omul era... Acum o să vorbesc numai despre scriitorii de geniu. Nichita Stănescu, da, Bâlbâitul de geniu, Emil Brumaru, Porcosul de geniu și Ion Creangă, Curvarul de geniu. Adică ăsta, bă, ce prindea, nu lăsa. Ce prindea azi, nu lăsa pe mâine. Știi? Adică poți să-i explici copilului, băi, era una femeia, dar era una femeia de la, cum să zic, care își lua toată viața și o punea cumva pe carte. Și tu când o citești, trebuie să știi despre el câte ceva. Era un tip extrem de lumesc. Sigur că a fost popă la odată afară, dar el era sufletul distracției, sufletul petrecerilor. La Junimea, când venea Creangă, se crăcăna oia de râs. Și știau toți, ăsta mergea, fii atent ce făcea. E cu nevastă s-au trebuit să facă, no, ok, m-am însurat că trebuie să-mi dea o parohie, exact ca astăzi. Nu, nu ești însurat, la revedere parohie. Da, s-au însurat cu nevasta, dar, băi, ochi dulci, moldoven ce faine. Și mergea unde vedea vreo mândră că intră, mândră faină, da? Intră în curte, făcea un semn pe casă. Și după aia se plimbea pe acolo ca și cum ar fi avut treabă, până intra în vorbă cu mândraia și țup, l-a așternut, nimăcărimează. Înțelegi? Da? Și când o murit, mă, bine, eu l-am avut și cu Evgenia, o călugăriță, pe care o vrăjit-o. Eu zis 2-3 psalmi, 2-3 psalmi, eu mai fi zis acolo ceva despre a 11-a poruncă, pupă-mă, da? Și făcut a căzut la așternut, copil din flori, etc., etc. Dar, bă, când a murit de Revelion, 1889, da? De Revelion, 31 decembrie. 31 decembrie, a intrat într-o tutungerie, că fuma mult, puf, era și epileptic, avea chestii de-astea, i-a crepat inima și a murit. Și l-a dus ăștia în coșciug, da, Creangă, Junimea, chestii. Da, la cum era iarnul alunecat unul, s-a dus naibii coșciugul, trupul lui Creangă s-a rostogolit pe caldarâm acolo, pe zăpadă, și o mândră de acolo, vai mă, Ioanie, nici acum n-ai stare. Și asta a rămas cumva, vezi,
sunt anecdotele astea prin care poți să apropii copiii de cultură și încet, încet, când auzi cât de fain era Ion Creangă, bă, te duci și către opera lui. Da, așa, dacă l-ai ținut un subiect de extemporal sau... Du-te, bă, pune... Du-te acolo că vine ăla de la primărie să pună o coroană de flori, l-ai terminat pe Creangă. Înțelegi? Bun. După mai trebuie o chestie, tată. Mai trebuie bani. Bani. Money. Pens. Adică, noi ne cu cine ne lăudăm noi? Iliade. Doamne, mare Mircea Iliade. Cioran. Te duci la Rue de Lodion, la Paris, să vezi acolo la masardă geamul unde o sta el. Înțelegi? Și acum merge fosta femeie, mă rog, fica fostei femei de serviciu, să șteargă geamurile, cumva așa mă duc la Monsieur Cioran. Înțelegi? Da, mare și tare. Eugen Ionescu. Mama mia, el și Brecht. Da, teatru absurd. Rinoceri, o nebunie. Bun, Brâncuș, Enescu, Dincu Arcetitulescu. Bă, dacă-s oameni tare am avut. Dar de ce? A fost un tip, astăzi i-ar spune politicienii români, mai ales ăștia de la finanțe, da, stânga-dreapta, nu contează, i-ar spune că e nebun. Ăla s-a bătut cu toți, eu și amenințat, bag un am ficat, 14% din PIB în educație. Atât o băgat, că era ministru, prima dată secretar de stat, după aia ministru, Spiru Haret. Da? S-a bătut cu tot și a băgat 14% în educație. Îți dai seama că într-o generație și jumătate ți-au ajuns toți ăștia cu care te mândrești astăzi. Brâncuși, adică Brâncuș. Da? Ionesco, adică Ionescu. Mircea Iliade. Mircea Iliade. Cioran, nu știu așa să scrie Cioran, la un moment dat am văzut ceva, articol, eram în Paris, no, și văd poza lui, repede, repede, să iau și eu, să văd. No, îmi place Cioran. Un raft întreg am acasă, tot ce s-a scris. Bun. Și văd acolo T, S, C, H, I, O, R, A, N. Păi, doamne, parcă era limba cehă. Dar când fonetic era Cioran. Adică erau respectat, mă, nu puteam să zic Cioran, cum zic toți, da? Cioran. T, S, C, H, I. Da, bun. Și-o băgat ăsta 14% din PIB în educație. Astăzi, 2,1, tată. La 2,1 nu, să nu ne mire că sunt foarte mulți proști. Am vrut să zic în lumea noastră, dar sunt țara noastră. Da? Foarte mulți proști. Foarte mulți proști și din când în când mai găsești niște mici insule. Și m-am gândit, bă, totuși în Occident se face școală. Și de ce dincolo se face școală bună și la noi nu? Eu m-am dus, și atenție, de la creșă începând. Da? În Franța, de exemplu, am niște prieteni, s-au dus imediat după mineriadă, că au zis, bă, ne băgăm picioarele, ni le spălăm, ne băgăm și toate cele, da, și le scoatem și am plecat. Și au plecat. Da? Bun, se nasc copii acolo. Și la un moment dat, prietenii noștri primesc un telefon de la creșă. Dom'le, ia, ghidi, ia veniți aici. Merg la creșă. Dom'le, am văzut în scaunul copilului, copil de 8 luni. Da? Nu e ok scaunul. Păi cum, doamne, e Pampers? Dom'le, nu e ok. Ce-i dați de mâncare? Și zice, ce dau de... A, nu. Statul francez, da, are o instituție care vorbește cu angajatorul dumneavoastră și 2 săptămâni vă plătește statul francez, plătește angajatorului că veți lipsi de la muncă și veți veni aici. De ce? Ca să învățați să dați copilului de mâncare. Cursuri de nutriție. Da, în farfurie, bine, după ani, așa s-o și obișnuit, 3 culori, adică 3 legume, morcovi, sparanghel, ca să fie verde, poate o roșie, poate o salată, poate un brocoli. Și după aia pui carnea, dar nu așa cum ați învățat în România, dă-i să meargă arsă la grătar până crânță-ne cărbunele între dinți, ce o faceți așa, 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 așa. Da, de acolo începând. Când am mers la Saint-Germain cu ai mei, da, am zis, bă, hai să mă duc că tata să-mi face școală în Franța, că am fi ca tu mare, am steatoză de aia. Bun, că m-am uitat acolo, totul era... Evident, masa, în funcție de venit o plăteai, dacă n-aveai bani, suporta statul, primăria. Cu cât aveai mai mulți bani, cu atâta plăteai mai mult masa zilnică. Dar nici o masă zilnică nu era fără aportul nutrițional, tată, la fiecare fel de mâncare. Și legume dă-i să meargă. Apoi n-ai mâncat acasă legume, las că înveți la școală, că n-ai murit de foame, că nu ești prost. Înțelegi? Ca să înțelegeți cum se face bașca, faptul, da, eram în Belgia la un moment dat și vine șeful poliției cu toacat în haina aia de polițist impecabilă să țină la clasa 7-a un discurs despre droguri. Și lângă șeful poliției
o doamnă doctor, simpaticuță, da, aleasă pe sprânceană, o blonduță de-a faină, stetoscop, tot ce înseamnă halat, să spună cât de tare suferi în sevraj. Înțelegi? După aia, tot acolo, un judecător de instrucție, tânăr, bă, ca Dănile Zira, aspru, știi? Să spună câtă pușcărie poți să faci dacă te apuci să vinzi droguri, să fii dealer, să fii traficant, etc. Copiii ăia de acolo, după, au plecat cu o cărticică în care se scria pe limba lor, clasa șaptea, da, pe la nivelul lor, ce înseamnă drogul, cum te ferești, de ce trebuie să ai grijă la anturaj. Bă, în clasa șaptea, și asta era acum, vă spun eu că era o 2003, acum 21 de ani. Am încercat să import modelul ăla, vorbisem deja cu instituțiile europene de acolo, că eram și eu băgător de seamă în Parlamentul European, raportor pentru România. Sună cu ștai, dar eram roata aia pe care o pui de rezervă, dar nici aia mare, aia, știi, care se pune la golf, aia așa subțire. Înțelegi? Dar eram acolo. Am încercat să import modelul, au zis că dă, dau finanțare, făcuse rost de bani, apoi la minister, dar ce ne trebuie nouă? Dar noi n-avem droguri. Ce e prostia asta, domnule? Faceți praf imaginea României, să trăiți. Gata, n-aveți droguri, n-aveți droguri. Dar lasă că acum trebuie să aveți o grămadă de legi după ce o grămadă de drogalăi omoară pe șosea. Că atâta suntem de proști. Da? Educația se face și preventiv. Nu se face numai zi pe de rostul malugaus. Am zis-o, ești deștept, am uitat-o, ești prost. Nu, nu. Educația se face ca să devii din locuitor statistic, da, cu două mâini, două picioare era, să vă arăt altceva, da, cu o inimă și cu două urechi, da, cetățeanul ăla locuitorul ăla statistic trebuie să devină cetățean. Și asta o faci prin tot felul de modele. Educația nu e numai să știi pe de rost poezii, educația e să știi și cum să treci strada și să știi că la roșu te oprești și la verde treci. Asta se întâmplă în Occident. În Spania, de exemplu, da? Din clasa întâi te învață cum să faci duș. Și vii acasă și spui la tactul și la măta. Plecați din S sau plecați de nu știu unde sau poate știau, dar tot îi spui. Tata, știi, apa la noi în Spania e cam rară. Vezi că am extrema dură acolo, spre vestul ăla, în centru vest, unde nu prea plouă. Și atunci pui un pic de apă la duș, oprește apa, te săpunești bine, te speli, da? Și după aia te clătești și ai tăiat-o. Nu faci ca la noi, cântăm, o sole mio, ba de România, ca aia, că e la modă. Adică nu faci chestii de genul ăsta. Vezi? Asta lipsește la noi. Pentru că dacă nu devii cetățean, nici nu ai sentimentul că ai responsabilități. Și atunci, încet, încet, ți se pare că totul se cuvine. Sau, dacă nu se cuvine, nu-i mare chestie. Ați văzut vreodată un român oprit pe autostradă în Austria un pișu scurt? N-ați văzut, băieți, că vine amenda și puf, s-o tăia libidoul printr-o lună. Bașca mâncarea. Că e amenda mare. În România se poate. Ai văzut vreodată ca un românaș sau un ungur sau cineva din Est, că acum nu-i vorba numai de români, da? Să arunce un ambalaj pe fereastră, pe drumul în Occident? Nu, că știe că, mă băiatule, e bai. Știe românașul, știe ungurașul, știe polonezul, știe toată lumea, da, bă, e bai. Sunt camere de luat vedere, iau numărul și îmi bagă ăștia o amendă de învânt cauciucurile de iarnă pentru 30 de sezoane. Așa se face educație. Să n-aveți impresia că neamțul, de exemplu, care e super ordonat, sau olandezul, sau danezul, danezul și mai și, da? S-au născut așa în pas de defilare, să fim cetățeni tovarăși. Nu, băiatul, te-am educat. Dacă nu ți-o prins educația de sinapsă, te-am mai amendat. Dacă nici amenda nu prins, ai luat câte un șut de la de două săptămâni la pușcărie sau o lună în folosul comunității și după aia ai zis, bă, eu nu mai arunc ambalajul, cât trăiesc eu, trăzgând la rambalaj, că las acolo. Astea sunt poveștile care trebuie spuse copiilor. Înțelegi? Pentru că la noi sunt 14 materii, 12, 14 materii. Și vorba lui fiemea. Tata, mi-a arăt și mie profesorul de aici care poate să ia, nu 10-le, 5-ul la toate materiile pe care le fac. Eu eram clasa 10-a. Să-l văd pe ăla de română că dă un extemporal la chimie. Să-l văd pe ăla de matematică că dă un extemporal la filozofie, la nu știu ce. Adică, și nu-i vina profesorilor. Că ăștia fac să fii profesor, știi, toată lumea merge, băi, las că ăștia dau meditații. Băieți, dacă dau meditații pe timpul lor, și n-are decât statul să regleze chestiunea asta, să scadă impozitele în semn de recunoștință, pentru că fără meditațiile profesorilor, noi am fi fost vai de mama noastră. Tăt neamul era de cocalari, nu numai o parte din el. Învățământul oricum e la pământ și cu meditațiile astea cumva te-ai mai răsărit, știi? Te-ai mai răsărit. Trebuie să iau publicitate, dar venind după publicitate și vă arăt o chestie senzațională,
cu un prieten bun care duce cărți în spitale. Și am scăpat de o grămadă de cărți, am tot donat. O să vedeți ce am filmat la mine acasă, așa mai cu publicitate. Da, vedeți că aici am vărsat apă, da? Eu v-am spus că n-am schimbat o priză în viața mea. Dacă vedeți că e ud aici, eu am făcut, eu cu mâna mea stângă, asta. Asta e mâna stângă și asta e mâna stângă, da? Am două mâini stângi, ce mă bucur. Creierul e de dreapta. Nu votez cu stânga nici să-mi înnoți jugulara, înnoți pescăresc. Că n-am organ pe sus stânga, nu-mi trebuie pomană. Înțelegi? Bun, și înainte să vă arăt ce am mai făcut pe acolo, pe acasă, vreau să povestesc despre o carte îngrozitoare. Bă, o carte atât de îngrozitoare și filmul, da? Fahrenheit 451. Ray Bradbury. Scrisă prin 53, este o prima ecranizare, cred că a fost prin 66 cu Truffaut. Da? O carte insuportabilă. Eu când am citit-o, am zis, bă, o bag pe foc, soarele e carte în căștină, mama soarelui m-a pus să o citesc. Dar în același timp, cartea asta te învață că trebuie să pui mâna pe carte, că te ia mama dracului. Înțelegi? La 451 Fahrenheit, da? Arde cartea. Aia e temperatura la care ard cărțile. Și o să fac așa un rezumat cât de cât și după a trecem la astea alte, da? O lume de asta aseptică, o distopie, o porcărie, băi ce fain rimează, în care pompierii nu mai sting incendii. Pompierii dau foc, caută cărțile, nebuniți, nu cumva să mai existe cărți, nu mai are voie poporul să fie stresat, să-și pună întrebări, ce porcărie e cartea asta. Și unul care tot punea, da, Montag, da, tot punea foc, la un moment dat se întâlnește cu o mândră pe stradă, care pune tot felul de întrebări. Cum Dumnezeu să pui întrebări, bă, într-o lume în care n-ai voie să... Nici răspunsuri n-ai voie să ai, da, poți să pui întrebări. Înțelegi? Și, de fapt, era o fantomă, dar ăsta începe să aibă probleme de conștiință. E așa un pic de Raskolnikov, dar mult mai bun decât prostul ăla care ucidea în romanul lui Dostoevski. Bun, și încet, încet devine ăsta cumva de partea ălora care vor să citească. Și dă de o chestie de ată în pădure, în care fiecare ținea minte, memorase o carte. Că după ce trece vremea asta tâmpiților, da? o epocă a tâmpiților, băi, va trebui să rescriem cărțile. Și până la următoarea epocă întunecată, să le scriem, să le avem. Și atunci fiecare om de acolo din comunitate avea în căpățână o carte. Și mi-am adus aminte de chestia asta, pentru că, vezi, au rămas cumva, mai mult se citea, cred că pe timpul lui Ceaușescu decât acum. Și acum se citește, există o parte din generația tânără care citește, însă marile romane sunt cumva puse la colț, ca și cum dacă ai fi un clasic, înseamnă că ești depășit. Dom'le, ești depășit, ești clasic. Gândiți-vă că Fahrenheit-ul ăsta a fost scris de Bradbury în 9 zile, prima versiune. 9 zile a stat acolo, că îl enervau copiii, nevasta, apartament, chestii, și și-o luat, era săracă. Da? Da, pentru că avea zvâcul ăla el și-a luat cu 10 cenți pe jumătate de oră în chirie, acolo la Universitatea din Los Angeles, o mașină de scris. 10 cenți pe oră, bă, tată, 40, 45, 50, erau bănuți. Nu e ca acum că 10 cenți nu mă interesează, dă-mi ouă. Nu, erau bani. Să stai 9 zile acolo la mașină de scris. Nu ca acum la computer și dai un enter și după aia dai un shift și dai, nu-mi place cum am scris. Nu, era corecturi cu nebunii. Lucrurile astea trebuie cunoscute pentru că dacă nu le cunoaștem, avem impresia că totul se tiktokizează. Vine o mândră care își arată chiloței, 5 secunde, și tu stai cu ochii beliți acolo și de fapt n-ai făcut decât să pierzi timp. Ori problema fundamentală a omenirii, acum, o pune timpul de calitate. Petreci un timp de calitate. Îți exersezi căpățâna ta, aia care e impresia că dacă mândra îți arată un chiloțel, tu ești fericit. Nu ești fericit, prostule. Tocmai ți-ai pierdut timpul. Ai devenit cu 10 secunde mai dobitoc. Înțelegi? Așa că tiktokăreala asta, care este o manevră, înțelegi? Pentru că în China, de exemplu, că e invenție chinezească, cam 95% din tiktokăreală este despre experimente, despre învățat, despre cărți, despre lucrurile care contează. 5% entertainment cu aia de chiloții. Înțelegi? Ăștia șmecherașii de chinezi, care încă se visează stăpânii ai lumii, da? Cing dong dong, da? Ăștia bagă 95% în lumea liberă, hai să arăt chiloții, și 5%, ok, hai să-ți arăt un experiment la care nici dracul nu se uită. Că îți dai seama că dacă ai 95% de chiloți,
Păi clar că 95% dintre aia care se uită se vor uita la chiloți și îs pe paradigma asta, pe semantica asta chiloțărelii. Nu pe, pe hai să învățăm ceva. Înțelegi? De-aia e important să aduci cărțile. Și acum, ți-am zis, e păcat să vorbesc pe politică. Porunca 11-a, nu vorbi despre politicieni. Dar porunca 12-a, dă-i soarul, dă-i soarul. Era zic, dă-i dracului, dar acum nu-i voie să zic, dă-i dracului, ce că e sărbătoare. Da, ia cu roșu. Numai când vine cu aia, cu albastru, e voie. Dacă nu vorbim despre asta, băieți, o să ne pierdem. Știi? E ca atunci când o societate nu protestează. Încet, încet urmașii se nasc ca și cum s-ar naște cu limba ruptă. Nu mai au... Amintiți-vă cum eram noi pe timpul lui Ceaușescu. Da, poate bunicii noștri înjurau comunismul în anii 50. Poate părinții noștri... Dar mai încet. Noi când ne-am născut aveam impresia că da, Ceaușescu e etern. Așa trebuie să fie. A, da, trebuie să mă duc la coadă, la față pe Petreuș. Vezi că s-a băgat ouă așa. Vai, ce bine pare că vine Crăciunul, primesc portocale de la sindicat. Atâta eram de tântălăi. Dar nu eram tântălăi că eram proști. Eram proști pentru că nu aveam nici o alternativă în căpățâna noastră, nu aveam nicio lume virtuală, măcar în care să știm că dincolo e altfel. Da? Ai avut Dallas-ul. Păi de-aia l-a băgat Dallas-ul. Sigur că, uite, acolo, mama mea, mai ales la generic, nu mă zgârie nori. Dar bă, când vedeai că toți îți bețâvi acolo și unul și-o trage cu altul, păi nu ne place Occidentul, ăla e Occidentul, decadent, putrefacție. Ba, de-aia l-a și băgat. După aia au scos, au avut o chestie bună totuși pe timpul lui Ceaușescu și de acolo l-am iubit, de acolo am început să-l iubesc pe Shakespeare, când erau seriile alea, nu știu, luni sau marți, da, în care băgau integral la Shakespeare, teatru, BBC, tu l-ai, Doamne! Că era visare. No, acum vă las cu omul Gigi Transportatorului, zic eu, da? Donăm cărți la spitale. Chestiune pe care o puteți face și voi, nu aruncați cărțile, că, da, are cineva ce face cu ele. V-am pupat, să aveți zile minunate! Deci ca să știți, astea sunt cărțile care vor merge la spital, Gigi le va duce. Gigi este, toată lumea știe, Gigi Imobiliarul. Transportator. De ce? Pentru că este, acum și Gigi Transportatorul. Pentru că el este și în imobiliar, cred că e cel mai vechi, așa? Nu, cel mai vechi, dar 20 de ani sunt. 20 de ani, știi? Și întotdeauna zice, băi, dacă aveți cărți sau ceva de donat, acum, de exemplu, e chestie de mergem la spital, adică mergi tu la spital, Gigi Transportatorul, zi-mi despre ce-i vorba, că după aia să mai luăm niște cărți. Sunt doamne doctor care se ocupă și creează în spitalele din Cluj și cred că nu numai din Cluj, la nivel de țară. Vor crea biblioteci în care aducem cărți nu tehnice, cărți beletristice, pentru că în spital nu avem, nu, ce să fac cu cărți tehnică și în fiecare spital unde se poate vor crea aceste mini-biblioteci pentru pacienții care sunt acolo. Adică stau în spital, mă internez în spital, ce fac? Că pe ziua cu ochii beliți la tavan, mai bine iau o carte. Merg într-o bibliotecă și aleg o carte și astfel mai trece timpul. Gândiți-vă că sunt mulți, să discutăm și persoane în vârstă care efectiv nici nu au vizitatori, poate. Și în spital, cel puțin, există această metodă de a se relaxa. Și copiii. A, și copiii, și pentru copii, copiii mai ales, zic, au o situație mai deosebită. Deci, practic, eu nu, m-au, nu știu cum au ajuns la mine, m-au sunat, aveam mai multe cărți și așa am avut relația cu dânsa și efectiv colectez cărți de unde se poate și le duc la doamna doctor și dânsa se ocupă. Și până acum ați mii de cărți. Da, da, și vor fi mai multe, vor fi și mai multe. Foarte tare. Pe Gigi l-a zis o dată la ProTV era. Da. Cu acea familie de nevăzători. Da, care... Da, care ți-o tras după aia peste, exact, care peste n-a ceafă. Ieșit așa bine. Nu ești așa bine. Gigi a făcut o posibilă să le cumpere o garsonieră. Un apartament. Un apartament. S-au strâns bani, nu de garsonieră. S-au strâns bani pentru... Și-au făcut praf toți banii respectiv. Asta este. Omul învață. Da, nu-i bai. Că asta nu înseamnă că dacă unul nu e recunoscător sau nu înțelege de ce e bun ajutorul, trebuie să încetăm. Da, și în acest moment... pot să spun că am câțiva ani unde nu există săptămână când mă duc spre mine la țară în Sălaș
să nu duc mașina sau remorca plină de lucruri către aceste multe familii care au nevoie de orice mic ajutor, care, orice mică mobilă care tu o arunci la gunoi să ajunge pe foc, pentru ei este binevenit. Dau exemplu, paturi sau... Asta. Într-adevăr că e o muncă foarte mare, că trebuie să le car, trebuie să le dezasamblezi, trebuie să le muți. Da, deja mi... Dar te-ai obișnuit. Deja știi cum e zis la sportul ăsta, sală. Mă duc la sală. Fii atent, trebuie să mergem... Ai adus saci pe aici? Pe aici, da. Da, trebuie să mergem în camera aia, în casa aia, să luăm cărțile pentru copii și după aceea să coborâm în... Spate. Nu, aici, în subsol, la mine, eu zic cramă, dar nu-i cramă, că nu mă lasă nevastă mea nici să beau, nici să fumez acolo. Și mi-am pus cărțile să luăm de acolo. Perfect. Da, merem dincolo. Uite cum mergem, ca soldații, în pază de defilare. În pază de defilare... Nimă, ăsta săracul. Săracul, vei l-am pus... operat acum și n-are voie să știu, umble că... și de-aia l-am legat, da. Așa am și eu la pisici. N-am ce să fac. Noi să mergem în căsuță. Așa. Hai. Așa. Asta e căsuța de oaspeți. Trebuie să aduc un scaun. Să mă bag. Aici sunt numai cărți pentru copii, sunt și aflați. Sunt chestiile care se citesc no, ușor. Perfect. Ușor mă duc să aduc le un scaun. Și le punem în saci. Le băgăm în saci. Prima dată ți le dau de acolo de sus. Păi dacă vrei mă urc eu, că mai înalt. Stai, scuză-mă. Stai. Nu uite aici. Astea sunt. Stai, să le și bag direct. Stai, că astea, toate o să le pun. Dosarele astea le pun toate la un loc. Așa. Să fie cu și cărțile... în stare bună, știi, că-s copii. Da, bun. Stai ca și pentru ei alt. Vor fi importante cărțile astea. Bun. Sper să nu comenteze careva că se mai vede firma de... Nu se vede nimic. Așa, să nu se vadă, că după... Când am pus. Ăștia una, două, am impresia că ne facem reclamă, știi? Da. Din cază, că-s face... pe banii noștri. Da. Uite, povești minunate. Bun, lasă, le așezăm. Că ideea e să fie în stare bună, să fie niște cărți care se citesc cu plăcere. Uite, asta poate să meargă foarte bine pentru... Mama și copilul. Da, lăuze și tot felul de chestii de la... Ce e sectorul copii? Asta e dicționarul 1-4. Ma, de fapt, de ce să nu meargă? Acum chiar matematică nu cred că vrea cineva. Nu-i caz. Dar, mă, auzi, nu, asta pot trimite le trimitem în Moldova. Spre Moldova, zona de Chișinău, asta chiar vreau. Da, hai să le punem pe toate cărțile tehnice, o să le fac pachete spre... Spre Chișinău. Spre Chișinău. Uite, asta e faină. No, și aici încep colecțiile de la adevărul. Bun. Colecțiile de la adevărul. Stai să... stai un pic. Și asta e tehnică, metodă de chitară, și asta e tehnică, astea sunt povești și prima enciclopedie. Da. Bun. Da. N-ai citit așa ceva în spital dacă ești copil, ai citit. Uite. Astea le-am tot strâns, le-au citit și copiii mei, le-au păstrat în bună. Păi câte greutate are ce dulap masiv, să le reziste. Nu, uite, asta e o colecție bestială, să știi. Văd, zei și ori din Olimp. Atlasul zoologic ăsta merge la Tainii, la Chișinău, Regele Leu, Pinocchio. Astea scrisi faine. Bam pe Mapamon, poate să fie interesantă pentru să ei. Să le punem la dosarele astea. Da. De Atlas. Uite, Dan Capitan de Plaie. Asta a fost o chestie foarte faină. Foarte multă. Primul spion. Tartanea din Tarascon. Da, sunt chestii ok. Asta merge la tehnic. E cum astăzi cu o bătrânică de 81 de ani, patru copii strănepoți. Deci s-au adunat vreo 50-60 de persoane și i-au rămas într-o cameruță de 12 metri pătrați în care e vizitată când și când, odată la două săptămâni de un nepot, alții deloc. Și am zis, uite ce noroc pe noi, că totuși noi merem la țară, la sacră mea, în fiecare săptămână.
poți să știi? Acolo sunt tehnicile, da, și poți să nu mă muncesc, că numai febră mușchiulară fac. Păi, eu pot să pun și poezie. Dar cum să nu? Știi? Eu mă gândesc că... Poezie mult mai ușor de citit, din punctul meu de vedere, știi? Mie mi-ar plăcea să citesc, dacă dormi ferește asta în spital. Da, mă, întotdeauna să îmi fac eu reclamă. Păi nu-i vorba de asta, știi? Dar eu mă gândesc în felul următor. Dacă vede lumea că se poate, știi? Vă face și în alte părți. Asta e ideea mea, cum fac cei de la Cluj, se poate în toate orașele din țara asta crea acest lucru, pentru că deja cartea e obiect de lux din punctul meu de vedere. Adică nu se cumpără. Nu se cumpără, dar poate fi donată dacă tot o ai. Da. Și atunci se bucură și alții de ea. Mai avem saci. Avem, dar. Mie că ai luat. Am luat mai mult. Am întrebat, doamne, câți ai la? Nu știu, doamne, că eu am luat ce grămadă am prins. Si? Povești nemuritoare, asta e ok. Vă vadis, perfect. Aici mai mult pentru copii. Chiar Vovadis e o carte reprezentativă pentru religie. Știi? Vovadis e alu Sinchevici. Da, aia spun. Dosarele alea le punem acolo cu colecția asta. Asta e un atlas. De aia spun, atlasele le punem e aici. De la De Agostini, astea sunt foarte bune. Și aici este încă unul. Am văzut de aia. Astea aici e secțiorul atlase. Da. Și aici ai Vântul prin Sălcii. Da, asta știu că unde am citit-o copiii mei de... No. Uite, este o felul de enciclopedii. Păi, Sabinu, cât s-au adunat numai din, de pe undulat. Stai să vezi că mergem în partea altă. Cărțile lui Cornel Udrea, care vor fi minunate pentru... Dar tu dai seama că numai de pe undulat pus astea. Ca să nu zic de cealaltă. Eu le-am pus astea pentru că la un moment dat nu mai știam ce să fac cu ele și am zis, bă, cărțile nu se aruncă. În niciun caz. Vine vremea când le vom dona. Să... Și uite că ți-o vine vremea. Știi filmul Fahrenheit? Da. Da, 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 da. Nu înțelegi. Da. Când se ardeau cărțile. Știi, filmul încă e mai puțin urât, dar cartea este îngrozitoare. Adică, na, îngrozitoare e ca idee. Când se face un film după o carte, niciodată nu reprezintă cartea. Adică nu poți să cuprinzi cartea. Nu, n-ai cum. No, și astea sunt... Uite, știi ce o să donez? Asta lui Lucian Mândruță. Are dedicație, mă. Mă, știi de ce o donez? Lucian s-ar bucura să știe că a ajuns și la alții cartea lui. Perfect. Și eu sunt convins că Lucian e un tip foarte fain și înțelege perfect singurătățile astea de oameni care ar putea face ceva și totuși parcă... Da, uite, asta ce-i? Au aici, e numai coperta. Asta animale, bă. Asta intră la alt clase aici. Asta e numai coperta, să știi. A. Dar cred că dincolo a fost. Nu, hai să mergem dincolo. Bun, asta le lăsăm aici, deocamdată. Deci, ca să înțelegeți, da? Ok. Stai un pic. Poftim. Așa. Așa, hai să le lăsăm aici, că băgăm mașinile. Da, băgăm mașinile în curte. Asta. Ok. Așa. Auzi? Cartea e grea. De tată. Și la propriu și la figurat. Hai că mă aduc la ultimul. Eu l-aș da de ăștia la matematică, știi? De ăștia de matematică, la ăștia de la guvernare. Să știe ce înseamnă 2 milioane. Nu, dar astea tehnice le pot colecta, dar le pot... Să văd acum cum ajung, cum intră toate în mașină. Bun. Ok. Hai că trebuie să mergem și dincolo. Ia, lasă-le aici. Că aici le băgăm astea tehnici. Da, le duc la câmpul lui și le depozitez acolo, cel puțin, dacă tot am luat stadiul ăsta. Hai să băgăm. Nu că știm o treabă. Pe aici mergem. Așa. Așa, bă. Hai să mergem jos. Să nu le uităm astea. No. Nu, hai jos. Așa, mă, că știu o treabă.
Așa. Aici e nebunia. Stai să aprind și lumina. Și aici e peretele. Nu. Vă faci... De unde deci, te apuci? Eu cred că aș merge pe colecția Adevărul, dar sunt o grămadă de dat, pentru că îmi păstrez numai contemporanele de istorie, filozofie, păi și ce? Politică, geopolitică. Să fac o tură, să duc alea. Da? Și tu îmi pregătești, știi? Și eu îți pregătesc. Și dacă mai întrebe, doar mai cumpărăm și din ăștia. Câți saci avem? Stai să ne uităm. Trei saci. Nu, 10 au fost de toți. 10, știi? 1, 2. Eu, și cred că numai 5. 2, 4, 5, nu, 6 aici. 6 sunt acolo? Da, 2, 4, 6. Da. Și atunci, să vin tura 2. Să vii tu pe tura 2 și eu îți pregătesc, dar să mai iau niște saci, că nu o să ajungă. Păi, eu ți-aduc oricum, că eu doar trec prin față pe la magazine, deci ai înțeles? Atunci, e perfect. Da, și doar trec și iau. E perfect. Clar. Și beletristică. Și o să vin cu mașina mare. Adu o remorcuță. Am remorca după mine. Da. Și atunci vin cu remorca și gata, și atunci deci, nu mai îmi bat capul. Deci, practic, un sfert de aici dispare, merge la spitale. Perfect. Îmi și atunci numai bine îți aerisești. Îmi aerisesc că fii atent ce am uite ce acolo, doamne, știu. N-am ce să fac. Știi că... Ți-ai făcut o bibliotecă... Dar pe facultate de citit am făcut. Da. Știi? Îți dai seama ce e aici. Ai de capul. Trebuie să văd unde sunt fișele. Nici tu nu mai știi ce e aici. Cum îți așezate? Stai liniștit. Nu că știi, dar cum sunt prășteate. Eu și acum visez prima casă pe care am avut-o pe Napoca. Aveam avut o bibliotecă la fel de mare. Așa de acolo am donat de să meargă. Și acum știu unde era. Raftul cu Eliade. Dreapta sus. Raftul cu Cioran era imediat sub el. Eugen Ionescu era lângă. Dincolo, jos, erau enciclopediile alea mari. Uite, la Rusul ăla de acolo. Înțelegi? Alea mari, da. No, așa facem. Bun. Deci ca să înțelegeți. Ca să înțelegeți. Decât să aruncați cărțile, pentru că e înfiorător de urne, da? E preferabil că vine Gigi, că vine este altcineva. Da. Dar inclusiv în comun este nevoie de aceste biblioteci care sunt abandonate, nu există. Și în comune, de exemplu, să spun, am avut o vecină deasupra, au fost, cred că, peste 1000 de cărți în limba maghiară și le-am dat la primăria din Sâncrai, de lângă Huiedin. Da, au venit domnul primar maghiară și le-a luat, înțelegi? Fără discuție. Deci, destul se mobilizez, că chiar și primarii vin să ridice. Da, păi asta mă gândesc. Ai o carte, ai 10 cărți. Nu mai vrei, copiii au plecat, tu le-ai citit, le-ai fișat. Eu, de exemplu, le-am fișat, cred că majoritatea dintre astea sunt fișate, că așa m-am obișnuit din facultate. Nu le mai ține numai așa, iurea sau... I-am văzut unii care aruncă saci de cărți, știi? Păi vezi la gunoaie. Eu vezi la gunoaie. Tu mă, crezi că și de la gunoaie am luat saci de cărți și i-am luat cu totul și i-am dus? Cred. Cărțile de la gunoaie. Cred, că lumea, acum lumea dă repede pe TikTok și are impresia că e deșteaptă. Și atunci, astea pot fi donate. Unde? La spital. Și gândește în felul următor. Bă, poate mâine trebuie să intri în spital. Analize, etc. sau mai mult. Ok? Ce faci? Stai cu ochii tava? Nu. E o carte. Iei ceva. Încet, încet, încet. Te... Dar orice județ poate să facă să-și ducă cărțile. Chiar dacă spitalul nu-i pregătit, spun, uite, am venit să vă aduc cărțile. Și orice județ ar trebui să aibă spitalele așa ceva. Și dacă pui, cum să zic, 3 cărți în fiecare salon, 5 cărți în fiecare salon, stau acolo. Da? Bă, vine unul, ia carte, o citește și gata. Bun, mulțumim, fain, mă duc repede să mă cațăr pe acolo, să vedeți cum în Spider-Man, da? Mă cațăr pe biblioteca asta, zici că sunt best of the best-ul lumii, după mine s-a făcut Spider-Man-ul, numai nu m-a cunoscut și atunci l-a ales pe ăla din America. Atunci vin cu tura 2. Mă vin duc cu remorca. Da, vin cu remorca. Bun. V-am pupat să aveți o zi minunată, citibilă și civică. Program disponibil pe primaplay.ro.